YouTube și bine v-am regăsit pe canalul meu. Mă bucur super, super mult să vă revăd, ca de fiecare dată, după cum v-ați obișnuit. Astăzi am venit cu un video mai diferit, pentru că nu știu câte dintre voi stau pe internet, dar eu una stau pe Facebook și mă uit la diferite tutoriale de machiaj, la diferite alte YouTuberițe și observ că mai nou vin cu fel și fel de make-up tools din astea foarte, foarte ciudate și foarte interesante în același timp. Așa că am zis să fac și eu un astfel de clip în limba română, pentru că am văzut că nu prea sunt clipuri de genul acesta. Și astăzi am să încerc pentru prima oară așa, aici, de față cu voi, că apar n-am nici eu cum funcționează aceste chestii pe care le voi încerca, în direct, pentru prima oară, niște chestii noi în funcție de machiaj. Sunt numai 3, dar sunt super, super faine. Da, hai să-i dăm drumul! Ok, prima chestie pe care o voi încerca pentru prima și prima oară este această pensulă, care arată ca un fel de lingură, pentru aplicarea fondului de ten. Deci eu când am văzut la fetele de pe Instagram și de pe YouTube și în tutorial, mini tutorialele acelea scurte de pe Facebook, am crezut prima oară că e lingură. Oi, deci și nu știu, are o formă super, super ciudată. Ea arată cam așa. Și eu am luat-o de pe un site ce se numește Wish. Este o aplicație pe telefon. Dacă vreți, am să las link-urile în baia de descriere. Nu a fost cine știe ce scumpă. Bănuiesc că acesta nu este modelul original al pensurilor de genul, pentru că am văzut că cele originale au minerul acesta și tot plasticul ăsta auriu, așa, și e făcut din metal și probabil că este mult mai greu așa la atingere și mai plăcut la atingere, pe când acesta vine cu mâner din acesta de plastic negru, simplu, nu are nimic special. Și acesta a fost vreo, cât am dat pe ea, cred că 2 lire sau ceva de genul, pe când cele originale am văzut că sunt în jur de 300 și ceva de lire tot setul. Deci 300 și ceva de lire pe un set de pensule, nu știu dacă m-aș îndura să dau atâția bani, dar cică, fac minuni. Apoi, să vedem și asta ce face. Am văzut mai multe review-uri la alte youtuberițe pe internet și am văzut că și această pensulă face aproape același lucru ca și cea originală. Aceste firicele sunt super, super, super mega fine, deci pur și simplu se simt așa ca un fel de catifia când o aplici, când faci contact cu pielea, și pe față se simte tot așa foarte, foarte fin. Cu această pensulă am să aplic fondul meu de ten de la MAC Studio Fix Fluing cu SPF 15 în nuanța a 75. O să zic că înainte de a aplica fondul de ten m-am dat cu cremă hidratantă pe față, pentru că, nu știu, îmi face pielea, o moaie pielea așa și face mai fină și gata de aplicarea unui fond de ten. Bun, și ce am să fac? Am să pun puțin fond de ten pe mână, nu am să aplic direct pe pensulă. Aoleu, am pus o tonă. În fine. Am să iau această pensulă și am să o îmbib așa ușor, 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 puțin câte puțin. Ia, am pus 3 puncte, dacă se vede. Așa, și am să încep să aplic pe față, bineînțeles. Oare, ce e foarte ciudat, simt... Simt că parcă mi-aș întinde fondul de ten cu o lingură. Se simte super, super fin pe față. Atâta vă zic. Ia să mai punem un pic. Pac! Vedem și pe partea asta. Cred că așa trebuie să o ții. De habar n-am, nu știu. Dar îmi place că se simte foarte, foarte fin pe față, însă... Nu știu ce să zic, nu cred că aș schimba-o, nu cred că aș da-o pe un beauty blender. Nu cred că aș înlocui eu cu... nu cred că aș înlocui beauty blender-ul cu această pensulă. Vreau să zic că plasticul acesta este foarte moale, dacă vedeți, se mișcă așa.
și posibil să se rupă cu timpul, dar sincer să fiu sincer, parcă m-aș face pe față cu cu o perie de dinți mai degrabă. Oare ce e super ciudat. Însă îmi place că se simte foarte, foarte moale așa când o aplici pe ten, pe față. Și nu e așa aspră. A, și vreau să zic că mie mi se pare că mănâncă foarte mult produs. Deci eu am pus o tonă pe mână și văd că a fost suficient să mă dau pe toată fața. Aolea, stai că și pe aici, să nu avem mască. Am dat camera super, super aproape să vedeți și voi cum întinde fundul de ten această pensulică. Prima impresie după ce am folosit această pensulă, mă simt foarte, foarte ciudat. Chiar am simțit de parcă m-aș fi spălat, mi-aș fi întins fundul de ten cu o peie de dinți pe față. Însă îmi place că nu, vedeți, nu rămâne fundul de ten, așa, urme de fund de ten pe aceste fiicele. Întinde foarte, foarte bine produsul pe piele și da, v-am zis, îmi place, cred că am să o folosesc în continuare, vom vedea. Bun, ce dezavantaj are este faptul că folosind această pensulă trebuie să puneți un pic mai mult produs. V-am zis, deci mi-am pus mult, am scăpat mult pe mână și am crezut că o să fie prea mult, însă a fost chiar de ajuns. Deci am folosit un pic mai mult produs ca de obicei. Și da, cred că ăsta e dezavantajul. În rest îmi place și merită cele 2 lire. Însă nu aș da-o pe un beauty blender sau o pensulă de stapling de la Real Techniques, pentru că acelea sunt preferatele mele. Ok, haideți să trecem la următorul produs. Este un produs de buze, un lip gloss, așa. Zice wow, el arată cam așa. Sunt 100% sigură că ați văzut acest produs pe rețelele de socializare. Este acel lip gloss care îl pui pe buze și după aia e așa, peel off. Deci rămâne ca un fel de coajă, se întărește, da? Îl dai jos și după aia rămâne culoarea foarte mult timp, așa pretinde, așa spune. N-am încercat niciodată așa ceva, de-abia aștept. Am văzut la o grămadă fete și tutoriale și faze de genul ăsta. Eram foarte emoționată să-l încerc și eu. L-am luat tot de pe același site unde am luat și această pensulă. V-am zis, am să las link-ul în barea de descriere. Nu le-am primit, le-am cumpărat din bănuții mei, stați liniștiți, așa. Au costat tot așa în jur de 2-3 lire. Nu știu dacă este varianta originală a produsului, probabil că varianta originală costă mult mai mult, însă am să încerc și am să văd cum e și o să vedem rezultatul împreună. Uop, wow, deci e super, super lichid, dacă vedeți. Deja mi s-a scurs pe afară. Zici că e sânge? Uau, ce scary e! Aici e super, super creamy! Zici că e o pastă? Deci e super ciudat, sper să nu mă dau pe lângă, pentru că e foarte creamy și după aia o să arate ca naibă. E foarte greu de întins, pentru că se întinde așa foarte, foarte tare, peste tot se întinde. E messy. Leu, ce rău l-am întins! Ah, nu, era și din. Deci e peste tot, scuzați-mă, dar am și pe tine. Deci nu vă, uitați-vă cât e de messy. Pur și simplu, se întinde peste tot. Cred că cel mai bine este să îl întinzi cu o pensulă, că altfel nu ai cum cu asta. Deci pur și simplu este foarte, foarte messy. Deci face o ruși peste tot. Cred că trebuie să aștepți un pic să se usuce, după care îl pilești așa, dai peel off. Rămâne un strat și îl dai jos și rămâne rujul pe care o să-l porți toată ziua, cică și care rezistă toată ziua. Deci, haideți că începe să se usuce așa pe buze, simt cum deja mă strânge. Hai să vedem rezultatul. Să vedem, începe să se pilească sau nu. Oh!
Ia uitați, aici am un pic de... Se vede cum o să-l dau jos. Aha, ce ciudat mă simt! Vai, e foarte scârbos! Unde, ce mă, cu asta? Unde o pun? Mi s-a întins pe dinți! Aoleu, ce urât! Se întinde, deci se întinde pe dinți! Deci e scârbos. Hai că ăsta se dă jos ca lumea. Hai ce gâdilă! Asta se uita jos bine. Doamne, ce mi-a venit prostia asta? Deci, efectiv, este o pierdere de timp. Bun, și cică asta este... Asta este rezultatul final. Este un roșu foarte... Un roșu așa foarte pal. Mai spre... Roz, aș putea să spun. Ai, ce urât! Ai, bine că a trecut. Deci, pur și simplu, uitați cu ce am rămas pe mână. Da? Deci, în primul rând, pătează, frate. Pătează, n-ai treabă. Așa. În al doilea rând, nu știu. E o pierdere de timp. Mai bine te dai rapid cu ceva și ai ieșit pe ușă. Asta trebuie să aștepți un pic, 2-3 minute. Poate chiar 4, ca să se usuce bine, bine de tot. Se întinde foarte, foarte greu pe buze, este foarte messy. Cred că cel mai bine este să fi folosit o pensulă ca să îl întind așa fain și după aia să îl dau jos uniform. Se întinde pe dinți, ați văzut și voi, arătam de parcă mi-ar fi sângerat gingia, de parcă aș fi mâncat ceva, Doamne iartă-mă, așa. După părerea mea, este că acest produs nu își merită bănuții, chiar dacă ar fi și cel original. Abia acum nu știu să vedem cât o rezista pe buze. Zice că rezistă, frate, toată ziua. Poți să mânzi, să bei, să te pup, să nu știu, să faci ce vrei cu gura. Și zice că rezistă toată ziua. Nu știu ce să zic, nu știu, habar n-am. O să vedem. Dacă sunteți interesate de acest produs, am să vă zic despre el mai în detaliu. Dar... Pentru mine nu își face treaba, mai bine pun un ruj normal și îmi văd de drum, ies pe ușă și pa! Ok, apoi ultimul produs, ultima noutate pe care vreau să o încerc în direct cu voi și pe care n-am încercat-o niciodată, am tot văzut pe la mai multe fete, este vorba de Makeup Eraser, The Original Makeup Eraser, ce arată cam așa. Acest produs, după părerea mea, a fost foarte scump, am dat pe el 16 lire, l-am luat din puț. Și ce promite că face? Este un prosop, haideți să-l desfacem, să vedem cum arată. Nu știu cum arată, opa. Așa, deci, el este un prosop. Ce promite? Că îndepărtează machiajul cu apă. Deci pur și simplu îl uzi, așa, și după aia te ștergi de machiaj și promite că îndepărtează tot machiajul de pe față și după aia poți să-l speli ca pe un prosop normal. Poți să-l bagi la mașină, poți să-l speli la mână, să-l usuci și să îl refolosești iarăși. Să-l refolosești, ce pleonat, așa, și ce mai zice, bun, cică îndepărtează și waterproof mascara în secunde, deci nu stă de vorbă, așa, se spală la mașină de spălat, așa, și promovează pielea mai sănătoasă, tenul sănătos, mă rog, așa mai departe, bun. Hai să vedem dacă este adevărat ce spune, ce scrie în chineză, așa, și cum să îl folosești. Deci, este foarte, foarte soft, pur și simplu materialul este mega, mega soft. Ia uitați, roz, așa cum îmi place mie, foarte, foarte drăguț acest prosop. Momentan nu am cine știe ce machiaj pe față, dar am adus aici trei creioane, unul albastru închis, unul albastru și unul negru, cu care mă voi desena pe față. Să vedem dacă acest prosop chiar funcționează. Și pe partea asta,
job. Bă, aici așa niște semne. Bug, bug. Și aia înțeleg. Ia uitați aici, asta tămăneta e cel mai tare machiaj. Ești pe nas. Îmi fac o pisicuță. Miau, miau. Hai să mă uitați. Cu inimioare, cu mustăți. Hai, ce e cu ăsta albastru? Cu ăsta ce facem? Cu ăsta facem cercuri. Dar steluță n-am făcut. Facem și o steluță. Și aici niște cercuri. Niște mustăți. Stai! Trebuie să fac mustață cu negru. Stați așa, să facem o mustață. Jup. Jup. Ne, nu ești prea bine. Dar, azi e o mustață mai mare. Să vedem. Așa, waterproof mascara nu am, dar ci că această chestie stă o grămadă pe buze, ca și cum ar fi waterproof lipstick. Să vedem dacă o să îndepărteze și acest ruș care pur și simplu mi-a pătat degetele și dinții și tot. Prosopul este umed. Acum haideți să vedem ce magii, ce forțe magice are de îndepărtează machiajul doar cu apa. Sunt gata. Este foarte soft. Ia uitați. Ia. Poate cu partea asta. 16 lire ca să îmi îndepărtez machiajul cu apă. Deci 16 lire pe un prosop. Este foarte soft. Și chiar îndepărtează machiajul destul de bine. Deci wow. E foarte ciudat, îl dizolvă. Așa, ia. Bă, parcă mi-a mai dat jos și din lucrul ăsta. Ia, chiar mi-a mai dat din el jos. Ori mi se pare mie... Ori am iluzii, nu știu, dar voi ce ziceți? Pe aici ce a rămas pe prosop? Wow! Deci chiar mi-a îndepărtat tot machiajul cu apă. Wow! Deci chiar e amazing! Pur și simplu mi s-a dat jos tot machiajul de pe față. Uitați, asta este tot ce am avut. În doar câteva secunde și chiar îmi simt fața super, super fresh. Și știți ce îmi place? Este faptul că nu trebuie să pun vreun produs din ăsta cosmetic ce naiba știe ce conține ca să îmi îndepărteze machiajul. Din punctul meu de vedere, cred că își merită bănuții. Acum nu știu cât rezistă. Asta este prima oară. Poate că prima oară, după prima folosire face minuni și după ce îl face în mașina de spălat, nu mai este bun, dar vom vedea pe parcurs. Dacă sunteți interesate de acest produs, eu voi face mai un review mai detaliat, pentru că, bineînțeles că îl voi băga la mașina de spălat, apoi îl voi refolosi și am să vă zic cum este după fiecare spălare, după 5-6 spălări la mașina de spălat. Cam acesta este videoul de astăzi. Eu sper din suflet că v-a plăcut. Nu uitați să-i dați un thumbs up dacă v-a plăcut acest video și dacă vă plac asemenea videouri, dați-mi sugestii dacă mai știți voi produse noi, ciudate, de machiaj sau, mă rog, oricare alt produs pe care voi vreți ca eu să-l încerc și să-i fac un review și să-l încerc așa de față cu voi. Și da, scrieți-mi în acolo la comenturi și dacă voi putea, eu voi mai face un astfel de video. Pe Instagram și pe Facebook am să las toate linkurile în barea de descriere și, bineînțeles, la sfârșitul acestui video. Mulțumesc super, super mult că sunteți alături de mine. V-am pupat și ne vedem data viitoare la un nou video. Nu uitați să lași un subscribe. Vă pup, vă iubesc.